Ai deja mai mult de două săptămâni de foame. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc să supraviețuiesc tuturor atacurilor. Pe ce atacuri? Din contra văd că ai ajutoare, te-au arătat la televizor mai ieri, acum la guvern văd că cineva protestează în sprijinul dumneavoastră. Le mulțumesc foarte mult oamenilor care au ieșit la protest în această seară și care ies la protest în fiecare seară până pe data de 9 pentru a reuși repatrierea copiilor mei. Până în moment am câteva, să spun, răspunsuri pozitive, adică sunt oameni care s-au implicat, care spun că vor face, sunt promisiuni deocamdată, nimic concret, absolut nimic concret, că vor încerca să vadă de ce s-a întâmplat așa ceva, vor lua legătura cu cei de la ambasada Angliei ca să dea un răspuns, cum s-a ajuns în situația aceasta, de ce s-a ajuns, cum se poate face. La ambasada asta de la București? Da, exact, uh-huh. Da, am înțeles că erau supărat cei de la televiziune de ce ambasada României din Marea Britanie nu v-a ajutat deloc cu avocați, cu consultații. Și încearcă acum să vorbească cu autoritățile de acolo, să mă lasă să vorbesc cu copiii, pentru că vreau să-i văd, uh-huh, că sunt sănătoși, că trăiesc. Măcar atât, da, exact, pentru început. Da. În rest, am înțeles că Ministerul Afacerilor Externe s-a implicat, dar să vedem zilele următoare. Abia săptămâna viitoare, marți, am înțeles că se mai implică anumite instituții. Până atunci, E mai rezist? Mult timp. Cu ajutorul lui Dumnezeu mai rezist. Am tot citit de așa astăzi și am citit despre oameni care au făcut greva foamei în trecut și au rezistat 30 de zile, 40 de zile și unii au murit după 50 de zile. Da. Cu ajutorul bunului Dumnezeu. Păi ai de gând să o duci până la capăt? Da, deci te gândești deja și la moarte? Deci până nu văd copiii, nu plec de aici. Deci vreau să văd copiii, să vorbesc cu ei. Până atunci nu plec. Măcar prin Skype, prin Facebook, exact, cumva, da? Exact, măcar o conferință în care să vorbesc cu ei, să-i văd, să știu și eu ce. Dar de ce n-a fost posibil până acum? A decis instanța că sunteți lipsiți de drepturi părintești? Da, sau? Pentru că ei când au fost dați în adopție, automat este un lucru secret în Anglia tot ce se întâmplă și nu vor ca părinții să știe de copii, pentru că copiii ar fugi de acolo, nu ar sta acolo. De-aia le interzice și eu vreau să vorbesc neapărat cu ei, să văd ce le-a pus sistemul în cap, ce el a spus de noi, ce s-a întâmplat. E, dar ce putea să le spună? Că sunt mici, a zis cât? 9 ani și 6, da, sunt mici. Cum îi tratează, cum sunt acolo, asta vreau să știu. Și apoi pot să înțeleg că mai durează câteva zile până vom reuși repatrierea lor, dar eu vreau să vorbesc cu ei. Mă îndoiesc că repatrierea se face atât de ușor, cât timp se face, la alți părinți, cât dumneavoastră încă sunteți privat de drepturi, cât încă nu sunteți cu soția sau fosta soție, cu mama, celălalt părinte al copiilor, e mai dificil. Nu cred că se face în două zile repatriere. Păi, noi vrem să repatriem copiii în România. După aceea se decide statul român unde este mai bine. Înțelegeți? Eu nu am nimic. Mama copilor se poate muta în România. A, adică să-i repatrieze România, să fie instituționalizați undeva, exact, statul, da, să ia în custodie. Da. Dar nu să vină să repatrieze statul român copiii în România, după aceea, eventual, mama copilor să ia copiii înapoi în Anglia. Aceasta nu ar fi o soluție, pentru că noi luptăm să aducem copiii în România, să-i scăpăm de toate aceste coșmare. Ei trebuie să... Bun, dumneata lupți să-i aduci în România, dar mama încă e în Anglia, deci ea poate să aibă alt interes, alt plan. Ea oare îi poate vedea, nu știți? Nu, deci nici, nici ea nu îi poate vedea. Da, probabil are alt plan, însă pe mine mă interesează binele copiilor. Deci, indiferent ce se întâmplă, înainte de toate, statul român trebuie să aducă copiii în România. Statul român are autoritatea necesară să hotărască unde le este mai bine copiii. Nu v-a udat tare ploaia? Am dormit într-o mașină, mi-a ajutat Dumnezeu, m-au venit oameni de aici și au zis să dorm peste noapte într-o mașină. Ploaia enorm de tare, nu puteam să stau. Mm-hmm. Chiar mă gândeam oare ce face omul ăla. Ploua strașnic. Și codul roșu l-ați supraviețuit de caniculă, sperăm să nu mai fie. Da, tot așa, am mare noroc cu oamenii care lucrează aici în zonă, mi-au adus apă, m-am udat din oră în oră cu apă pe cap, pe mâini și am reușit să trec. Însă a doua zi am avut foarte mari probleme, că de la 40 de grade s-a trecut la 20 de grade, n-am putut să mai mișc mâna asta, mi-a morțit puțin mai tare, dar și era rece. Simt deja unele probleme.
La Ducată se păi da, de 15-16 zile fără mâncare, numai cu apă, nu mai ai energie, nu mai ai putere. Sper ca bunul Dumnezeu să mă ajute să rășesc, dar eu de aici fără să vorbesc cu copiii mei. Care s-au luptat cu ei, cu papa de atâtea ori și mă refer și la Marco Eugenic.